5 zile în fața lui Dinamo, aceea rămăsese singura, rămăsese ultima victorie a Stelei în deplasare, victorie obținută pe teren. Ricardo Cadu vede cartonașul galben și ratează meciul de săptămâna viitoare cu Astra. Steaua are 3 titulari în pericol de a fi suspendați pentru meciul cu Voința Sibiu. Tănase, Geraldo și Rusescu. Am revăzut intervenția capitanului lui CFR Cluj asupra lui Rusescu. Acum Tănase vine la pasă Băurceanu, însă Tănase preferă să degajeze în acea zonă. Iliev, mult prea aproape de Camora. Steliștii să combine din prima. Rusescu pentru Prepeliță, o minge incomodă trimisă de mijlocașul dreapta Stelei. Se spune că roșii-albaștri îl urmăresc pe Liviu Antal, cel care la 1 ianuarie intră în ultimele 6 luni de contract cu Oțelul, iar conducerea gălățenilor nu prea ar dori să îi prelungească.